De ce zice lumea că v-ați împăcat doar după ce și-a luat IQ8? Asta mă enervează cel mai mult, asta e locul întâi. Aici deja bași de la tine și nu-mi place, să știi. Cine face mai mulți bani dintre voi? Darius. Bă, cred că eu, da. Peste 5.000 de euro? Mi-a ieșit un suc. Am scos o pană în oraș. Cine iubește mai mult în relația voastră? Băi, ea e foarte atașată de mine. Cred că nu se numește iubire, e foarte atașată. Îi se mai supără, dar îmi face faze de-astea mici. Ia, nu lasă să stea cu băieții. Bă, dar voi de ce m-ați chemat aici să dați mine așa toți, pe bune? Bine v-am găsit la un episod pe șantier. Astăzi suntem alături de Saic și Nana, fraților. Și eu, nu mă prezinti? Știi, lumea deja s-a săturat de tine, ești nebun? Adversarii noștri de la Fugiți de Acasă, o să avem niște întrebări care au legătură și cu emisiunea. Păi cam despre asta e aici, nu? Nu, până acum am uitat la episodul 1 și 2 și chiar am niște întrebări pentru voi, pentru că mi s-au părut niște chestii un pic deranjante, așa, dar o să aflați pe parcurs. Nu mai știu exact ce s-a întâmplat în episodul 1. Da, eu am uitat tot ce am făcut acolo. Episodul 1 ține minte ce s-a întâmplat. Te-ai dat la episodul 1? Nu m-am uitat, dar țin minte ce s-a întâmplat. Ok. Hai să începem cu prima întrebare, simplă, cum începem la orice alt invitat. Cine sunteți? Eu sunt Cireașe Darius Valentin. Cum, mă? Cireașă? Cireașe. Cireașe. De ce numele ăsta? De familie. Bun. Și ieftin. A.K.A. Psych. Fac gaming vlog, mai mă postez pe TikTok. And that's it, bro, nimic special. Câți ani ai? 20. Stai secundă? Țineți un pic. Tot cu 20 de ani și eu, Ana Maria Trotea, alias Nana. Cum, mă? Asta nu știam. Nu știe? Avem cameră și acolo, aia nu o vedeam. Aia e prima oară când o vedeam. Alias? Alias este gen AK, gen AK. Gen așa îi se zice. Așa. Am crezut că nu, cheamă... că așa e vorba mea, de la Pitei știe mai greu cu el, e un pic mai slow. Spuneți-ne, cine sunteți voi? Deci asta e întrebare de Ana Maria Brodan, de cine ești tu? Eu sunt o femeie puternică, nu știu ce vrei să zic, suntem doi copii care ne postăm pe internet, ce vrei să zic? Asta era răspunsul. Gata, așa. Cireașe, fii atent. Ce, mă, să mai fac cut-uri aici, nu e direct one take? One take, one take. Nimic se taie aici. Nu se taie. De cât timp sunteți împreună? Deci am fost un an și puțin împreună, apoi ne-am despărțit 5. Ați fost un an și ați fost puțin împreună? Am fost un an și puțin împreună, apoi am fost despărțit 4 luni și acum cred că suntem împreună înapoi de 6 luni. Și noi tot de 6 luni. Ce să vezi? Nu știu nici, sunt vreo 4 iară. Pentru tine trece repede timpul. Bă, da. Trece repede timpul când te distrezi. Exact. Sunteți re-împreună de 4 luni. Cine iubește mai mult în relația voastră? Eu. Atacam tăcut Cireașe, vezi? Ce puțin. Bă, nu, chiar cred că adică își exprimă iubirea altcumva față de mine. Cum îți exprimi tu iubirea și cum îți exprime? Bă, ea e foarte atașată de mine. Cred că nu se numește iubire, e foarte atașată. Cred că e ceva normal. Cum să zici că nu se numește iubire? Păi nu, ne iubim la fel, că nu cred că poți să compari iubirea. Dar tu ești mult mai atașat, adică vrei să faci toate chestiile cu mine. Da. Consider că are obsesie pentru tine? Bă, da, da. Tu consider că ai obsesie pentru Cireașe? Da, mă, dar nu la modul sunt. Bă, ți-ar plăcea dacă ai putea să stai 24-7 și la baie cu mine ai face-o? Păi, bineînțeles. Și eu asta 24-7 cu Petruț. Da, la fel, dar ce? Nu vrea. Cam asta, dar în rest mi se pare că nu poți să compari iubirea, cred că ne iubim la fel. De ce sunteți împreună? Bă, nu vrei că e un răspuns asta, bă, bișoi. Asta e întrebare. Păi da, nu cred că poți să ai un răspuns la această întrebare. Nu știu, am vorbit, ne-a plăcut cum am interacționat și... Cum v-ați ajuns? În Bathhouse, la domnul Gami de față. Mănâncă al tău. Am organizat eu un Bathhouse, gen. Bă, a fost chiar tare ăla. Al tău și al lui Shelly. Au fost cele mai tari. Da. Dar răstați așa un pic, reveni la reîntregirea familiei Cireașe, da? De ce zice lumea că v-ați împăcat doar după ce și-a luat IQ8? Că așa s-a trezit. Mi-am luat IQ8, exact. Păi și a avut legătură ceva cu asta? Sau? Nu, că Ana știa că o să-mi iau IQ8. Și știa. N-a avut legătură IQ8-ul cu? Nu. Deci ziceți doar că lumea crede chestia asta pentru că s-a întâmplat în același timp și că lumea e invidioasă, gen general, că ți-a la mașină scumpă și... Da, mă, oricum n-are niciun sens, că dacă eram după mașini când avea Passat înainte, mai îmi plăcea de el. Mi-a plăcut și cu Passat și când stătea cu Robi în apartament, mă duceam, bă, da, și făceam curat la amândoi. Casă, exact, n-aveam. N-aveam casă, mă, nu, aveam casă la Târgoviște, în cartier n-aveam. Ana nu știa, nu cred că știe că fac bani atunci, nu, și doar stăteam noi împreună așa, adică... Nana, spune-ne care este lucrul tău preferat la Psych. În afară de eu. În afară și de casă. Și de bani. Și de brățara aia de aur. Oh, ușor, cu mobila, te rog. Nu eu. O chestie chiar foarte grea, că n-am ceva preferat la el. Gen o chestie care îmi place mie, nu știu dacă chiar cel mai mult, dar foarte mult la tine,
e că e foarte iubăreț, gen, e foarte... E iubibil. Not with the bros. A, e de la cu noi e doar... Trapshit. Cu voi e trapshit, dar cu mine nu este. E trapshit. Ursulețul de pluș. No. Uite-l cu minte, cu nerușinare, uite-l. Da, nu știu despre ce vorbești, eu sunt trapshit mereu, așa e stilul. Sike, spune-ne acum tu lucrul care te enervează cel mai tare la Nana. Păi ce mă întrebă mine și ce îl întrebă el? Bă, la mine sunt mai multe. Oh, deja a început prost. Mereu are dreptate. Femeia mereu are dreptate. Exact. De asta îi dau mereu dreptate lui Bisoie. De asta nu ne certăm niciodată, pentru că îi dau mereu dreptate. Da, mă, Bisoie, ca tine. Asta mă enervează cel mai mult, asta e locul întâi. Voi vă certați din cauza asta? Da. Da. Deci rău. Nu te lași. Nici eu nu mă las, am foarte... Chiar am orgoliu. E chiar foarte orgolios. Și Bisoie la fel, deci nu mai... Și după restul minorități de astea, adică uneori mai închis să ies pe afară, uite, cu modă, cu Paul, și se mai supără, dar îmi face faze de astea mici. Nu lasă să stea cu băieții. Uite, azi trebuia să ne ducem la Nexus, să ne jucăm CS. Și parcă a făcut. Bine, mă duc acasă după. Aici deja bași de la tine și nu-mi place, să știi. De ce mândruie? E criminal. Locuiți împreună? Nu. Nu mai locuim împreună. Am locuit. De ce nu mai locuiți? Băi, e un pas foarte mare, frate, nu știu, eu nu m-am simțit confortabil. Și nici Ana nu știu cât a simțit confortabilă. Tu te-ai simțit confortabil? Mă, da, eu nu o să mint. Adică da, eu aș sta cu el și gazi și el înainte. Asta a fost Nu m-am simțit, frate, nu știu, recunosc, nu m-am simțit, nu știu. Dar... Tu ce ai, ceva de ascuns? Nu. Deci, efectiv, mai am nevoie să stau singur. Efectiv, doar să stau singur în pat și să stau cu gândurile mele. Da, mi se pare understandable. Dar dacă tot nu mai locuiți împreună, mi se pare că aveți o chimie bună în cuplu? Da. Și atunci de ce v-ați descurcat așa prost la fugiți de acasă, mă, ia? Pentru că mereu are dreptate doar ea și eu nu niciodată. Mă, exagerezi rău. Bă, da, exagerez. Chiar exagerezi. Vai de capul lor, am fost la emisiunea asta să văd dacă te mint. În lucru în echipă nu ne descurcăm. Pentru că tocmai a zis de ce, că fiecare are dreptate. Deci nu ne descurcăm, eu vreau să fac cumva, ea vrea să facă cumva. În apărarea ta, să știi că și eu am descurcat greu cu Nana. Exact, nu? Bă, ia, o duce capul. Bă, da, voi de ce m-ați chemat aici să dați-mi bă, bă, te duce capul, avea niște idei bune. Nu înțeleg de ce, nu avem chimia de a lucra în echipă. Cred că ne lucrăm mai bine pe cont propriu. Ne iubim, dar nu putem să lucrăm în echipă la un anumit lucru. Oh, sad. Ne-am descurcat și bine. Nu mereu, dar ne-am descurcat și bine. V-ați chinuit prea tare degeaba? Da, ne-am dat seama în ultimele zile, pentru că noi credeam că așa face toată lumea, că asta e fața. Adică noi nu știm ce făceați voi, noi nu știm ce făceau ceilalți. Eram chinuit rău la emisiune, și eu și Bisoi. Eu cel puțin chiar m-am chinuit. Chiar m-am chinuit, mă, de terasa ta. Și eu m-am chinuit. Du-te, dracu. Te-ai ieșit pe ce loc? Ultimul. Brazi. Să încerci cu contractul ăla. Ați ieșit pe ultimul loc? Nu știu cine ești pe ultimul loc. Mai am o întrebare pentru voi. De ce în primul episod l-ați ajutat pe Costi? L-ai ajutat pe Albert? Nu mai știu cu ce l-ai ajutat. Și când am venit noi, Sykes, zine și nouă. Am ajutat prea mult. Nu, frate, am ajutat prea mult. Nu, chiar așa a fost, da. Chiar nu mai voiam să ajut pe nimeni. Tu de aici ce ți s-a scris după ce ai rezolvat? Bă, am ajutat multe persoane deja, nu știu. Hai mă, ba, îi ajutăm, mă, da? Și dintre toți oamenii, pe noi nu ne-ai ajutat, ai ajutat pe toată. Păi dar nu mai era o chestie de prietenie sau așa. Era doar o chestie că am ajutat deja două pe echipe și nu mai voiam. Păi dar oricum el a plecat cu preconcepția că ei vor să ne bată pe noi. Ok, ce s-a întâmplat în prima zi de a-ți întârzia 3 ore, dar trebuie să vă așteptăm. Nu știu cum s-a montat, nu am nicio idee dacă s-a văzut pe episod. Nu s-a văzut nimic pe episod. Am avut probleme cu lavalierele, a murit receiver-ul și am stat o oră ca să așteptăm alt receiver încărcat. În punctul ăla unde am făcut cu chimia, o oră am stat. Le completez pe astea două, că le știu eu. Hidrogen și sodiu. Da? Na și... Ați dat degeaba, gen. Pentru un căcat de la valieră, care n-avea baterie. Și apoi a murit și bateria la cameră, mai încolo la ultima probă cu piața și am mai stat și acolo 20 de minute. Salutare, ne puteți ajuta și pe noi cu ceva? Suntem într-un concurs și trebuie să găsim o persoană care... care cunoaște toți termenii ăștia. Și după toate problemele astea, tot ce s-a întâmplat, care a luat mai mulți bani de la Shelly? Am luat egal, am luat egal. Da. Cât? Bă, clauza aia? Nu. Peste 5.000 de euro? Mi-a ieșit un suc. Am scos-o pana în oraș. Cred că am primit mai mult, mă, că noi am primit 150 de euro sau cât am primit noi. Și tot brazdic. Vorbim de bani, da? Tu câți follower ai? 200 de mii aproape pe Insta, 700 de mii pe TikTok și 400 de mii pe YouTube. Da, lucky. Ce, mă, lucky, mă, ce... Tu cât ai pe TikTok, mă? 200 și ceva. Fai de capul tău. Uite cu cine stau la masă, ești prost. Vizualizări duble, mă, de timp. Vizualizări duble, gămeș. Bă, da, tu ești milionar pe toate platformele. Mai puțin pe Banca Transilvania. Prietenii mei de la BTP, dacă vreți să vă faceți milionar. Dacă tot vorbim de milioane, dă și tu un subscribe la canal să ne strângem 1.500.000 de oameni. Hai, hai, că nu-ți pică mâna. Eu am 1.4 milioane pe TikTok. Cât ai, mă?
Mai am așa un cont secundar tot pe TikTok cu vreo 300.000 și ăla. Ăla e contul de spam, așa, doar de prosteală. Dar tu ce faci pe TikTok? Dansez, tranziții, păr, chestii de fată, de mai o glumă, mai cu techeli, mai cu... Așa și pe Insta, 211.000. Și cine face mai mulți bani dintre voi? Darius. Bă, cred că eu, da. Păi știi care e faza? Eu am mai multe surse de venit. Nu știam că stau cu ea. Bă, e bine să ai o educație financiară, chiar consider chestia asta pentru că m-a învățat tata. Deci e bine mereu să ai câteva surse de venit în plus, pentru că dacă spică una, ce faci? Dacă ai doar una, te duci dreacu. Dar cum ai făcut primii bani în Fortnite? Supporter creator, adică site pe shop. Păi și cât ai făcut prima oară? 100 de euro, 200. Păi și până la 200 de mii de euro, că ți-ai luat casă la 18 ani să moară. Tu scoți câte 100, câte 100, câte 100 și să... Adică toți banii Fortnite sau ce? A, nu stau din Fortnite? Casa n-ai luat din Fortnite? Bă, m-am mai multe surse de venit, frate. A, ești cu cripto, cu dalea, a? Mai se fac și chestii off-camera. Și cum te simți tu că ți-ai luat casă de 200 de mii de euro la 18 ani? Din banii tăi, gen. Bă, foarte binecuvântat. Cine a scris întrebările astea? Eu. Și consider că viața nu e dreaptă așa, adică pentru toată lumea. A mea, ți-ai luat casă la de 200.000 la 18 ani. Că te-ai jucat pe calculator. Nu mi se pare neapărat nedreaptă, bro. Gen, e un cuvânt prea așa, e nedreaptă pentru mine sau pentru anumite persoane. Păi nu, pentru tine a fost ce trebuie, adică. E și muncă și noroc, dar trebuie să muncești ca să prinzi norocul, în primul rând. Deci și un gram de noroc. Dacă nu munceam, puteam să pierd norocul ăsta și să nu l-am. Ce analizează, doamne, bă. Mă uita și cu... da, astea. Contează foarte mult mentalitatea cu care pleci. Că dacă pleci că n-am nimic și nu o să am nimic niciodată, nu o să ai nimic niciodată. Și ce crezi că te-a ajutat cel mai mult să reușești? Să fii mereu pozitiv și să te uiți doar după oportunități, vere. Smile more! Tu și Roman Atul! Orice gândești, aia atrai și chiar așa e. Eu simt chestia asta foarte mult. Și dacă ești fericit și mor de foame și ești așa fericit în fiecare zi. Eu personal sunt credincios. Și eu. Și eu. Și cam aia e, dacă ești pozitiv, atragi chestii pozitive. Bă, și contează foarte mult să fii disciplinat. Eu personal cred că eram mult mai sus acum, mult mai sus. Dacă eram disciplinat 100%. Și că tu vorbim de cifre așa, care credeți că e cel mai popular dintre voi doi? Dar e altceva, frate, comunitatea de YouTube. Da, e altceva. Adică pe TikTok poți să faci numere și să, gen, dă lumea like că e relatable și atâta. Bă, nu știu, eu tot aud pisoi să moară familia mea, te știu de pe TikTok, ai jesarul ăla, nu? Zis să mortă că nu așa e. Se blochează liniște. Exact asta s-a întâmplat în mall acum. Uite care e diferența. Tu ai un content în care și vorbești și interacționezi cu publicul. Publicul te știa, e un content mai lung. Faci videoclipuri de 1 minut și ceva, faci sketch-uri și lumea poate să interacționeze cu tine și prinde așa un drag de tine. Adică te înțelege cum ești ca persoană. Ea făcând videoclipuri scurte de 10 secunde în care doar dansează și după dă lumea scroll. Nu e doar dansează, e o muncă să dansezi. Te rog frumos. N-am dreptate? Bă, chiar da, nu poți. Dacă mi-a apărut un TikTok de-al tău odată, mor mai n-a fost atâtea cifre în viața mea. Niște ghiulele de leși care erau plătite. Bă, bune, numai cu, nu erau cu mână acolo, cu mânzi. Da, uite, de exemplu, Ana, eu cred că până să intri în zona asta și de YouTube, să te muți la București și să venim să facem aici vloguri toți, nici nu cred că știa lumea, multă lume, în afară de ce live-uri ai făcut tu, ce voce ai. Da, nu prea știa lumea. Nici măcar doar făcea... Dădea comentarii, vreau să-ți iau vocea sau cum ai vocea sau... Exact, și avea un milion de followeri. Da. Și de ce nu vedem mai... Băi, nesimțitule! Băi, poznașule! Ups! De ce trebuie să fii tu așa, ghiolban? Apă caldă pe retur. Și de ce nu vedem noi mai mult content cu voi doi împreună? Considerați că ați intrat într-o zonă de confort? Păi, mi se pare că postăm. Da, mi se pare că... Da. Mai ales că Saica acum are și un editor full-time. Te rog, zile povestea, că nu, că m-ai nebunit. Mea tău. E lui Phineas. Ce s-a întâmplat? Nimic, eu nu știu povestea. Bă, are un clip de acum 3 zile și am eu un thumbnail care e la fel ca lui, dar eu l-aveam, gen, și ideea și tot. Dar și care e faza cu editorul? Bă, aveam eu un editor de acum 2 ani, mi-a cerut Bișoi un editor, i l-am dat editorul meu, a început să editeze pentru Bișoi și după eu l-am luat full time. Și Bișoi s-a supărat că a început să editeze și pentru el. Era la Bocone și a venit el cu Rareș. E un prieten al meu, mă filmează și mă... Da, da, după gaming, da. Și am zis, bă, mi-mi place foarte mult de băiatul ăsta care mi-a editat, vreau să-l iau full time. N-ai cum să-l iei full time. De ce, mă? Păi, bă, el editează și lui, nu mai știu cui, și-s prieten din clasa 8-a din generală. Și dacă ar fi să editeze vreodată full-time cuiva, lui ar fi. Și dacă nu, după aia ar fi mie. N-are cum să te editeze ție full-time, pentru că pentru el contează mai mult relația pe care o are cu omul ăla, nu banii pe care îi dai. Și spui, bă, dacă îl plătești bine, bă, el nu interesează banii, interesează și mai mult cum se înțelege și având în vedere că... Bună, rău, și eu n-am mai încercat, eu n-am încercat. De așa, pe sus sună, dă băiatul ăla mesaj, bă, Bisoi, vezi că nu mai putem să colaborăm. Și de ce, ce întâmplă? Păi o să fiu editor full-time la Saic. Uamp, uamp. Bă, n-a fost așa. O să-mi spun și o povestea și nu o să vreau să fiu întrerupt. Ne-am dus la Bocone și eram eu cu Rareș și cu Bișoi.
Și mi-a dat obișoia așa. Zic, bă, eu vreau să-l iau full time pe muză. Mi-a zis, a, tare. Dar vezi că editează pentru multă lume. Adică, crezi că poți să-l iei full time? Și face, da, pentru cine mai editează. I-am spus eu, pentru cine mai editează, nu mai contează să vorbim acum. Și a zis că, bă, nu știu câți bani să-i dau în finish. Și am zis, bă, să știi că o să încerc să-l iau și-o full time. E destul de greu să-l iei full time, dar o să încerc să-l iau și-o full time. Și face, cum adică e greu? I-am spus să cunoaște cu ăla din clasa 8-a. Pentru băiatul ăsta editează de 2 ani, pentru mine de 2 ani. Cred că ar fi destul de greu să-l iei doar pentru o persoană. Dar să nu te superi, să știi că și eu vreau să încerc lucrez cu el de 2 ani. Și mangleala ieftin, ai, dă-te p***a mea. Stai puțin, eu sunt de acord că l-a luat full time. Dar mangleala pe care a venit să mi-o bage doar ca să nu încerc. Băi, ce contează acum? Te-a fraierit, te-a fraierit. Dar nu e vorba de fraierit. Scrieți băi în comentarii dacă vi se pare normal. Cine a fost ars? Tu! Mă cunoști mai mult de mult în gamii când nu vreau să deranjez lumea și nu i-aș fi făcut o fadă de genul. Nana, te văd plictisită. Pentru 100.000 de euro, yeah! Cash! Cash pe masă, acum cash! 100.000 de euro l-ai părăsit pe site, da sau nu? Nu. 150. Nu. Cash pe masă, acum pe masa asta, uite masa asta. Nu. Dar tu site? Bă, nu. Dacă n-avem voie să ne împăcăm după 300.000 de euro, îi faci, frate, în viața asta. Stai un pic. 5 milioane de euro. N-am cum să-mi imaginez, poți să-mi dai și 10, nu știu. Gândește-te în bunuri, ce poți să-ți cumperi? Bă, multe chestii, un careu din cartier, ești nebun? Câte bilete la Playboy carte ție. Doamne. Bă, nu cred că m-aș despărți, că ar fi imoral, gen. Contabian examinator. Tu pentru câți bani ai mai vorbit cu Bișoi? 50 de lei la tine? Da. Da. Și pleacă de la podcast. Și terminăm podcastul. Terminăm podcastul așa? Da, mă, 50 de lei. Să te văd eu că pui banii pe masă, ia. Eu vorbesc cu voi, el vorbește cu voi, eu n-am treabă cu el. La revedere, am încasat astăzi, s-au produs bani. Bă, 50 de lei, Bișoi? Tu pe cât ai fi făcut? Pentru gurița mea. Pe bani, mă, pe bune, nu pot să fac cu ăsta. Ce se aude? Ce se aude? Nu pot să fac eu bani cu ăsta. Hai, mă, ia-ți bani înapoi. Glumea, mă, nu știi și tu de glumă, băi. Cum gestionați atenția asta de la o vârstă de fragedă? Bă, la mine a fost foarte brusc. Și de ce? Pentru că am început să fac un following, să mă cunoască lumea în pandemie. Stăteam în casă. Și când am ieșit din casă, a început lumea random să facă poze cu mine. Și asta la ce, în ce an? 16 ani, de 4 ani fac. 16 ani în 2021, adică. Și tu, Nana? Bă, cam la fel, dar na, eu eram și într-un oraș mic, rău, în Târgu Jiu și așa ne știam toți cu toți. Păi și cum se comportau colegii cu tine la școală, spre exemplu, acolo în Târgu Jiu, când... Aia, colegii nu aveau nicio treabă, erau super suportivi cu mine, adică am avut colegi super ca lumea, gen, eu am fost la biochimie și în clasa mea eram 30 de fete și 2 băieți. Și nu știu, când mai aveam eu gen spectacole, dansuri, chestii, piese la teatru, veneau ăștia, gen, veneau și să se uite la mine și mai îmi luau și flori și chestii, mi-au luat tort. Veneau colegii la mine la scara blocului când au făcut un milion, au venit cu prăjiturică, cu lumânare, cu una. Bă, da, frumos. Ți-ai rupt mâna? Ce? Mă, frate! Chiar pare că e gips, da. Chiar pare că e gips. Nu, frate, așa e outfit-ul. Vezi de ce aș renunța la el pentru 50 de lei, Dacă tot vorbim de subiectele astea serioase, să ai blonde sau brunete? Combinat. Ce? Ce? E combinat, Ana. Ce p***a mea? Au vopsit pragurile sau? Auzi, așa e și esul meu că deschis. Nu vă așteptați asta. Care este cea mai ciudată întâmplare cu un fan, la un fan meet sau ceva? Bă, m-a luat pe la spate și a început să plângă. Hă? Deci a sărit pe mine, m-a îmbrățișat pe la spate. Fată sau băiat? Băiat. A început să plângă. Random. Am simțit un copil care plânge și mă ținea tare de picioare. Câți ani? 12, 10, nu știu. Și tu ce zici de picioare? Dă-te, mă! Mamă, băi, uite că apăia joanul ăsta pe el. Dă-l jos tu, dă-l tu jos. Și Albert a avut un la fel. Doamne, ce m-a speriat, vere. Nu-mi place deloc. Deci cum a făcut Albert? Mori. Era să plângă. Mâncați și p***a, dai pe ajungă, tine. Stai, nu! Și tu, Nana? Bă, n-aș zice neapărat ciudată. Am avut una care pe mine m-a distrus psihic. Cred că atunci am realizat. Da, bă, așa e. Eram împreună. Stai, eram împreună, deci o să povestesc chestia asta. Plecam în Thailanda. Noi atunci, în avion, mă duc eu cu Darius la locurile noastre, în fața noastră, o familie, mamă, tată și copil. Și eu cu Darius, gen, înainte să decolăm, vorbeam, nu ați dat seama că se aude ce vorbește cineva pe lângă tine. Și la un moment dat se ridică mama băiatului din față la noi și ne zice, mă scuzați, nu știu că eu nu vă urmăresc, dar știe băiatul, nu știu care e, Sykes. Mama, deci nu suport părinții ăștia. Las, e ultima, nu, contează zero. Că vrea și băiatul să facă o poză.
dacă vă știe de pe YouTube la ce se uită, zic, da, sigur, facem, cum să nu, s-a ridicat băiatul. Așa, noi ne-am ridicat ca să se vadă frumos în poză și atunci a fost momentul în care ne-a zis mama lui că el nu vede, el ne știe, gen că doar ne ascultă. După și ne-a recunoscut după voci și a zis, mami, cred că în spate sunt Nana cu Sai, că mi se pare că e vocea lor. M-a spart. Am plâns în pumni ca să nu mă audă din față, că plâng, frate, un copil care te recunoaște după voce, bă, copilul ăla nu știe cum arătăm. Și atunci mi-am dat seama că eu câteodată am momente în care mă gândesc cu ei, și dacă nu mai postez ce și așa nu-i pasă nimănui. Eu nu iau de bun când îmi zic fetele, vreau și o să dansez ca tine când o să fiu mare, sau vreau și o să mă vopsesc ca tine când o să fiu mare, și mi se pare că, bă, ai, nu cred că am o influență chiar atât de mare asupra copilor. Și după dai de un copil de ăsta care te știe după voce. Mamă, ce, mamă, ce trist. Care este numele prietenului vostru? A, al meu e Darius. Darius. Paul. Deci tu cu Darius și Darius cu Paul. Și acum că am terminat întrebările noastre pentru voi, este timpul să ne adresați fiecare câte o întrebare. Nu, i-am întrebat toată lumea cine. Dacă suntem gay? Da. Da. Păi? Ocazional. N-am mai stat așa mult cu voi de când. Da, da, dracu, că se bat al mai glume de alea. Da, 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 da. Mai de alea că... Ai dat alea în tine. Cu prietenii la o băută se mai întâmplă. Ce mai... să mai întâmplă? Vă mai pupați. Vă mai pupați, vă mai... Cine să pup? Cine să mai... Că sunt venii voștri. Cine să mai... Bă. Bă. Așa e când dai o besie între băieți. Na, tovarășii tăi. Se pare normal. O... Petrecere. Cine face mai mulți bani în momentul ăsta, Gami? Tu sau Bișoi? Păi nu știu cât bani face Bișoi. Nu vă arătați? Eu cu Paul și cu... Cu cine am mai vorbit, toată lumea ne arătăm. Ce? Cu zbâr? Da. Cum ați arătat ție zbâr? De-aia m-am oprit, dar în Asens mi-a arătat cât avea. Păi în Asens! Păi pare mai, uite, în Asens știi câți bani are, nu? În Asens da, mi-a arătat câte huse vinde. Băi, eu știam la un moment dat câte huse avea. Păi ce, zici că e secret tot? Câte huse vând? Nu știu, nu țin contabilitatea. Și Monica nu-ți dă mesaj, ai vândut luna asta nu știu câte huse și-ți dă așa. Dar eu nu iau bani, eu le vând doar de plăcere, pentru că zbâr e fratele meu. Ce dai, Sofie? 10.000? 3 euro bucata? Nu, e exagerat ce spuneți. Te duc departe. Gami face. Total, per total. Ok. 100%. Tu vezi ce mașină are? Ce mașina mea? Ce mașină ți-ai când îți vine permis? Nu pot să zic. Când ați vrea și voi așa să vă așezați și voi în treaba voastră cu vreo gagică? Când o să fie momentul. Adică când o să o găsesc, da. Dacă ți-ar apărea mâine, ai vrea mâine sau zici și tu, bă, mai stau și eu, mai copilăresc până la vreo vârstă? Ce să copilăresc? Eu oricum nu sunt curvar. Deci, păi, vorbesc serios? Eu mâine m-aș așeza la casa mea dacă aș putea. Da, eu nu o planuiesc foarte în viitor apropiat, deci ok. Nici dacă ți-e în cale. Păi, abia... Păi sunt nou pe piață viața mea, auzi. Tânăr. Ai 21 de ani. Și frumos. Ești frumos, ești blond cu ochii albaștri. Da, da, atât. Atât. În rest, vai... Păi...